Cum vezi meciul cu Dinamo? Ce ar trebui să faceți ca să puteți să învingeți o echipă de Liga 1? Ar fi o, probabil cea mai mare surpriză a fazei în Cupa României. Da, eu zic că va fi un meci destul de echilibrat. Jucăm acasă. Eu zic că avem o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Eu zic că va fi echilibrat. Știți cum e în Cupa României, campionatul surprizelor, așa se zice. Eu am încredere în echipa mea și putem să ne calificăm. Sunteți încrezător. Credeți că va fi de bunie aici în tribune, se va gânta probabil tot meciul? Da, eu zic că o să fie un meci frumos. Bă, este un model ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, mai ales că antrenorul vostru vine de acolo și a reușit câteva promovări consecutive cu ei. Credeți că puteți urma exemplul lor? Să ajungeți poate chiar până în Liga 1? Condițiile ar exista aici. Da, da, avem condiții foarte, foarte bune. Vă dați seama, anul ăsta trebuie să promovăm neapărat. Ăsta e obiectivul echipei. După aia vom vedea. Dar chiar e un proiect foarte frumos aici, dar totul depinde de jucători până la urmă și de ce nu? O să vedem pe viitor. Întrebare, cum adversarii voștri din cupă Dinamo traversează un moment nefericit, acum ca și voi? Credeți că puteți valorifica momentul acesta sau nu crezi că contează că sunt într-un moment mai slab? Sincer să vă zic, eu cred că două competiții diferite și nu prea contează. Ei au un lot foarte valoros, o echipă cu tradiție în România și eu zic că nu prea va conta că au ei că au pierdut ei acum câteva meciuri sau au o evoluție mai slabă.